Președintele Comitetului pentru Situații de Urgență, primarul Dan Laurențiu Loreanu, a convocat membrii acestui organism de gestionare a calamităților într-o ședință menită să analizeze gradul de pregătire a autorităților de intervenție în cazul unui cutremur de pământ de intensitate majoră. Astăzi, 28 septembrie 2016, ora 18, am convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență al municipiului Roman pentru un exercițiu de alarmare publică cu scopul de a ne pregăti pentru eventuală intervenție în caz de cutremur. Rolul nostru este de a pregăti populația și forțele de intervenție pe care le avem în suborne pentru a limita efectele unui seism. Conform planului de analiză și acoperirea riscurilor la nivel județean și local, clădirile vechi din municipiul Roman, în cazul unui cutremur cu intensitate mare, pot fi grav avariate. La nivel local, fiind identificat un număr de 9 clădiri care au fost expertizate tehnic, iar pe baza raportului de expertiză sunt incluse în clasele 1, 2 și 3 de risc seismic. La acestea se adaugă locuințele situate în centrul istoric, strada Ștefan cel Mare, strada Veron Costin și strada Sucedava. Sigur, unele dintre ele, nu toate. Care, datorită vechimii, dar și situării construcțiilor deasupra unor rețele de beciuri și galerii, se pot prăbuși în cazul unui seism major, provocând victime și pagube materiale însemnate. A fost prezentat scenariul de intervenție în cazul unui cutremur de pământ cu intensitate de 6,2 grade și 20 de secunde ca durată resimțită în Roman, Săbăoani și Cordun. Activitatea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Roman, Centrului Operativ cu Activitate Temporară, Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, a personalului de specialitate în domeniul protecției civile și apărării împotriva incendiilor, încadrat la nivelul primăriei, a salariaților și populației, în vederea organizării și desfășurării acțiunilor și măsurilor preventive ce se impun ca urmare a producerii unui cutremur. Situația generală la ora 17:30 este următoarea. În data de 28 septembrie 2016, ora 17:30, în zona Vrancea a avut loc un cutremur de pământ cu magnitudine de 6,2 grade pe scara Richter și cu o durată de 20 secunde, manifestându-se în zona de nord-est a Moldovei, cu intensități între 6 și 7. Pe teritoriul județului Neamț, ca urmare a producerii cutremurului, au fost afectate localitățile Roman, Săbăoani, Cordun, rezultând numeroase pierderi și distrugeri. Au fost afectate clădiri de locuit, căi de comunicații rutiere și feroviare, conducte de gaze naturale, apă, rețele electrice și telefonice și s-au produs incendii. Factorii responsabili în salvarea victimelor și bunurilor materiale au raportat președintelui Comitetului pentru Situații de Urgență gradul de pregătire a acțiunii de deblocare a căilor de acces și intervenție pentru oprirea furnizării de gaz metan și electricitate. Datorită forfecării conductei de alimentare cu gaz din partea de sud a clădirii, a izbucnit un incendiu, astfel ca urmare a situației care s-a creat în municipiul Roman datorită pagubilor umane și materiale produse de cutremur, propus ca intervenția pentru luarea măsurilor urgente de evacuare și adăpostirea persoanelor surprinse sub dărâmături să se desfășoare astfel. Deblocarea căilor de acces a intrărilor în clădire, sprijinirea zidurilor ce amenință cu prăbușirea, evacuarea și transportul răniților, avunurilor materiale, debranșarea utilităților pentru a se putea interveni unde este cazul, să se facă cu ajutorul serviciului voluntar și detașamentul de pompieri și a echipelor de intervenție specializate. Stingerea incendiilor apărute din cauza scurgerilor de gaze de către detașamentul de pompieri, să se facă cooperarea cu formațiile specializate de la Poliția Națională, Jandarmerie, Poliția Locală, pentru pază, ordine și dirijarea circulației și pentru prevenirea faptelor antisociale. Cu societățile EOGAZ Electrica, APASER, societățile de cablu pentru intervenție, înlăturarea avariilor la rețelele de, și utilitățile pe care le gestionează. Echipele sanitare și serviciul de ambulanță să intervină pentru acordarea primului ajutor. Vicepreședintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență, Gheorghe Carnariu, va coordona activitatea celor aproximativ 30 de persoane prinse sub dărâmături. Membrii centrului operativ s-au prezentat la punctul de conducere și asigură serviciul de permanență. Sunt asigurate legăturile cu Comitetul Județean Neamț pentru Situații de Urgență și cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Petrodava al Județului Neamț prin Secretariatul Tehnic, cu instituțiile și operatorii economici din localitate. De asemenea, sunt asigurate legăturile cu echipele de cercetare-căutare prin radio-telefoane portabile. Pentru evacuarea sinistraților, propun următoare rezolvare. Având în vedere faptul că în urma seismului produs a fost avariată o serie de imobile din raionul de distribuire, întrucât specialistul pentru siguranța construcțiilor a înaintat, după evaluarea clădirilor, președintelui Comitetului Local pentru Situații de Urgență Roman,
propunerea de evacuare a populației sinistrate, am trecut la organizarea acestei activități. Cum în scenariu apar și o serie de incendii, în acțiune intră și detașamentul de pompieri cu mașinile aflate în dotare. Intervine cu autoducerea de lângă stația Alegria, pentru sprijinire și consolidare intrării în clădire, pentru a se putea ajunge la victime. De asemenea, două speciale de lucru cu apă și spumă, una pentru stingerea incendiului produs la magistrala de gaz și pentru protecția clădirii alăturate, și o specială de capacitate mică care va asigura în primă fază punctul de adunare a rămânților, urmând ca ulterior să fie predați echipajul de la situl de ambulanță. Centrul de primire urgențe încearcă să facă față situației, deși dispune doar de 3 paturi. Municipal de urgență Roman este pregătit să primească în centrul de primire urgențe pacienții care necesită intervenție de urgență medicalizată. Una dintre problemele majore în caz de cutremur o reprezintă intervenția companiilor de utilități, care în teritoriu dispun de personal absolut insuficient pentru asemenea situații de urgență. Oprirea gazului metan poate fi făcută doar după anunțarea dispeceratului companiei de gaz, care se găsește la Iași. Datorită faptului că pe fațada, pe jumătate, proprietate a jandarmeriei, pe gardul existent, este montată o conductă de presiune redusă de 0,8 volt atmosfere, montată aerian. În urma seismului s-a produs o fisură la una dintre suburi, un lucru care a determinat o evacuare în atmosferă a unei cantități mari de gaze și producerea unui incendiu. Din această cauză, din call center-ul Evon de la Iași, s-a primit informația că există o problemă majoră. Echipa de intervenție compusă din doi operatori de distribuție și o mașină de intervenție dotată corespunzător s-a deplasat la pietonalul Ștefan cel Mare, unde există un cămin de gaze. Au manevrat o vană de 6 țoli și în acest fel s-a reușit oprirea evacuării în atmosfera gazelor din această sursă. Nici în cazul EON Electrica lucrurile nu sunt mai simple, tot din aceleași cauze. Am la dispoziție două echipe operative de intervenție și sunt la dispoziție pentru eventuale după a izola eventuale pericole electrice în zonă. Dacă este nevoie, putem asigura calitate provizorică în burtă electrogen. Până la remediere. Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, colonelul Ioan Nițică, a reamintit faptul că Romanul se află din punct de vedere geografic pe culoarul de intensitate maximă a unui eventual cutremur mai puternic și de mai mare intensitate ca cel de săptămâna trecută. Bine că municipiul Roman se află pe culoarul seismic Vrancea-Iași, că solul este unul friabil în storma propunii care amplifică intensitățile seismice cu până la 0,5 grade pe scara Mercalli. Cutremurul municipiul Roman este o rețea de hrugă pe trei niveluri care, din păcate, încă nu a fost cartografiată și ar fi foarte util pentru dezvoltarea durabilă acestei localități și pentru a asigura o bună reziliență, să știm de ele și care este capacitatea lor portantă pentru a putea anticipa posibile probleme în caz de seism, dar și pentru a lua măsuri de consolidare sau pentru a ști cum să dezvolți localitatea pe viitor. Și cine a scăpat, dacă a scăpat de sub dărâmături, e necesar să fie avut o rezervă de apă și conserve cu care să poată supraviețui până la intervenția unor instituții ai căror salariați rămâne de văzut câți au scăpat și ei ca oameni din propriile locuințe sau sedii. Lucrurile sunt cât se poate de sumbre într-o țară din ce în ce mai nepregătită să facă față unor calamități naturale de mari dimensiuni care apar din ce în ce mai frecvent în viața noastră a românilor.